Profesori slătineni instruiți la Praga. Este ultima mobilitate a programului Erasmus la care au participat cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Alexe Marin. Scopul este acela de a îmbunătăți și de a-și adapta modalitățile de predare la necesitățile elevilor din ziua de azi. Am mers în perioada 8-12 noiembrie la Praga, în Cehia, pentru un curs pe IT. Cursul a fost foarte util, interesant, atractiv și considerăm că obținem un plus de valoare, în sensul că prin acest curs putem să ne dezvoltăm și personal, dar și profesional. În condițiile actuale de pandemie, știți că este învățarea online și aceasta aduce o plus valoare. La ceea ce cunoșteam deja, la ceea ce facem noi deja, prin aceste lecții, prin aceste platforme pe care elevii pot să le aplice și, bineînțeles, cadrele didactice, noi aducem un plus valoare la procesul instructiv educativ. Cheia unei bune colaborări între elevi și profesori este jocul. Cadrele didactice spun că prin joc, prin competiție și prin stimularea creativității, copiii ajung să îmbine utilul cu plăcutul. Pe aceste site-uri noi am intrat atât ca elevi, doamna ne-a creat o clasă și rezolvam cerințele dânsei ca niște elevi. Apoi trebuia să facem pasul următor și să devenim profesori și să creăm conținut pentru clasele noastre, să introducem elevi, să creăm clase și să creăm conținut. Astfel am exersat ceea ce noi vom face aici la clasă. Ajută foarte mult această abordare, îi duce pe elevi într-o zonă cu care ei sunt familiarizați. Ei știu deja multe jocuri, așteaptă recompense și tocmai de aceea noi trebuie să venim cu jocul în clasă. Asta a fost în mare tema acestui curs. Scopul final al acestui proiect este acela de a îmbunătăți calitatea actului educativ la Liceul Tehnologic Alexe Marin și de a preveni apariția cazurilor de abandon școlar.